Pentru mulți oameni, cai sunt animale predestinate pentru călărit, dar nu este așa. În lumea cailor există și indivizi unici, care sunt capabili de mai mult. Unii transportă încărcături care cântăresc câteva tone, baraje și nave. Alții înlocuiesc mașinile puternice și se diferențiază printr-o viteză fulgerătoare. Merită să aruncați o privire la asta, așa că puneți un like și să începem! Dar acest record a fost doborât. De către cine? De către cai de rasa Shire, încă o rasă de tracțiune, doar că engleză. Dacă barbanconii sunt considerați cei mai puternici, atunci Shire cei mai mari. Printre ei se numără giganți adevărați, în existența cărora e greu de crezut. Samson, de exemplu, este considerat cel mai mare cal din istoria omenirii. El a trăit în secolul 19, înălțimea lui a atins 219 cm, iar greutatea 1500 de kg. Dar asta nu e limita, Shir pot să cântărească și 1800 de kg. Acești giganți sunt capabili de chestii impresionante, iată acești doi au târât o greutate de 8 tone plus, n-aș spune că este limita lor. Ar putea să facă față și unei greutăți de 10 tone. Nu e uimitor, fiindcă în trecut au fost folosiți pentru a trage nave și bărci mari. Asta se întâmpla în perioada când canalele de apă erau unicele căi pentru transportarea mărfurilor. În general, tragerea greutăților e în genele lor. Shire pot să facă față oricăror sarcini în agricultură. Probabil că doar barbanconii pot să concureze cu acești cai la capitolul putere. Apropo despre sport, mulți cai participă la competiții, dar numai câțiva se diferențiază printr-o viteză fulgerătoare. Un cal pur sânge englez este unul dintre ei. Nu e atât de mare ca barbanconul și Shire, nu cântărește atât de mult, doar vreo 400-500 de kg, dar e foarte rapid. Datorită mușchilor super dezvoltați, accelerează până la 60 de km la oră. Calul pe nume Winning Brew a înregistrat un record mondial. În anul 2008 a accelerat până la 70,3 km la oră. E mai rapid decât lei și leoparzii când vânează. Nu e uimitor că sunt predestinați pentru curse, în care foarte des câștigă. Din altă parte, și călărețul trebuie să fie un profesionist adevărat. Nu e ușor să te menții pe calul care aleargă cu viteza unei mașini. Rasa Suffolk Punch. Următorul la rând este o rasă de cai destul de veche, a apărut ca rasă în secolul al XV-lea, în comitatul britanic Suffolk. Interesantă că mulți zoologi consideră că anume ea este strămoșul pentru majoritatea raselor de cai puternici. Dacă este așa, înseamnă că barbanconii, Shire și percheronii le datorează puterea acestor frumoși cai britanici. Spre deosebire de descendenții lor îndepărtați, Suffolk nu este atât de mare, dar nici mic. Greutatea poate ajunge la 900 de kg. Ca și percheronii, caii acestei rase adoră să muncească. Din vremuri îndepărtate erau folosiți pentru agricultură, arau terenurile britanicilor și îi ajutau pe fermieri să strângă roada. În timpul prezent încă se folosesc la ferme, precum și drept cai de tracțiune în condiții urbane, cât și la diferite competiții. Să ne mutăm în altă parte a globului, în emisfera vestică, unde există giganții lor. Vorbim despre calul american de tracțiune Cream, care a apărut ca rasă la începutul secolului 20. Experții consideră că a apărut în urma împerecherii unui barbancon și percheron, cu care ați făcut deja cunoștință astăzi. Datorită mărimilor și aspectului elegant, această rasă a fost rapid observată de experți și crescători, care au văzut în ea potențial. Acești cai încă se mai folosesc în agricultură și în călărie. Progresul tehnologic de la mijlocul secolului 20 aproape că a ucis această rasă. Din fericire, a fost salvată. Calul barbancon. Mulți experți în cai numesc unanim barbanconii cea mai puternică rasă de cai din lume și cu asta e greu să nu fii de acord. Numit și calul de tracțiune belgian, este într-adevăr un titan. Înălțimea ajunge undeva la 170 de cm, iar greutatea aproape la 900 de kg. Printre ei sunt și campioni la capitolul dimensiuni. De exemplu, calul Big Jake, care a decedat în anul 2022. Până atunci se considera a fi cel mai mare cal din lume, timp de 10 ani, cu înălțimea de 120 de cm.
cm. Barbaconii sunt niște munți adevărați de mușchi. Sunt foarte utili în agricultură. Este capabil o zi întreagă să care bușteni foarte grei sau orice altă încărcătură imposibil de ridicat pentru om. Un grup de barbanconi poate să înlocuiască și un tractor, așa că acești cai pot fi literalmente considerați mașini. Caii belgeni pot să tragă greutăți extreme, de exemplu, odată la o expoziție în Denver, doi cai de această rasă au reușit să tragă 7700 de kilograme la o distanță de 218 metri. Interesant, nu? Percheron. Sunt însă și alți cai numai răi decât uriașii belgeni și englezi. Ei sunt originari din Franța. Francezii se mândresc cu această rasă, fiindcă sunt capabili de multe, sunt rezistenți, mari și puternici. De la începutul secolului al XIX-lea se folosesc în mod regulat în agricultură. Sunt niște cai conștiincioși și harnici. Ei fac tot ce li se cere. Să tărască încărcături grele? Cu ușurință. Să tragă o caretă cu oameni? Nicio problemă. Sau să galopeze cu un călăresc pe spate? Desigur! Deși cântăresc undeva o tonă, Percheron este o rasă destul de agilă. Călăreții observă că acești cai se diferențiază printr-o mișcare energică și lină. Prin urmare, sunt plăcut de călărit. Acești francezi sunt deseori folosiți în sportul cu cai. Calul olandez. Uneori sunt folosiți în sportul cu cai, doar că acești olandezi sunt mult mai mari și mai masivi decât cei pur sânge. Reprezentanții acestei rase cântăresc 1200 de kg la înălțimea de aproximativ 160 de cm. Dar să nu vă gândiți că această greutate înseamnă că calul e gras. În acest caz, masa calului este constituită aproape în totalitate din mușchi. Cai de tracțiune olandezi sunt foarte puternici și mari, de aia sunt folosiți în transportare. Înainte erau indispensabili în agricultură, le ușurau foarte mult viața fermierilor. Acum munca este făcută nu de cai, ci de tractoare. Unii însă folosesc aceste animale până în ziua de astăzi. În sporturi putem spune că se descurcă destul de bine. Clydesdale. Urmează vecinul rasei Suffolk. Calul cu denumirea cam complicată, Clydesdale, își are originea în Scoția secolul al XIX-lea. Mai are o denumire mai simplă, cal scoțian cu sânge rece. Pot ajunge la înălțimea de 183 de cm, cântăresc la fel nu puțin, ajung la 800-900 de kg. Deși unii scoțieni ajung și la o tonă. La începuturile carierei sale, Clydesdale erau folosiți pentru transportarea cărbunelor și fructelor. Ajutau fermierii în agricultură și comerț. Ca și mulți alți cai puternici, Clydesdale sunt folosiți până ziua de azi la ferme. Dar ca și activitatea altor rase de cai, s-a schimbat. Acum scoțienii participă mai des la curse și ceremonii solemne. Calul australian. Să vorbim și despre acest cal de tracțiune australian. Într-un oarecare sens, sumează toate calitățile cailor despre care am vorbit până acum. Au evoluat în urma încrucișării raselor precum Clydesdale, Percheron, Shire și Suffolk. Ca urmare a ieșit un cal puternic, care cântărește undeva aproximativ o tonă. Se deosebește printr-un corp grațios și musculos și proporții late. Totul în acești cai vorbește despre putere. Sunt incredibil de rezistenți, ceea ce le permite să fie folosiți în agricultură, în tracțiunea caretelor, în remorcarea vagoanelor pe căile ferate. De asemenea, această rasă participă la diferite competiții, la fel ca și cal de călărie. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care rasă de cai v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!